Având în vedere că PSD-iștii nici măcar nu i-au inclus în sondaj, reprezentanții PAS Gorj se gândesc să realizeze un sondaj pentru a demonstra că formațiunea politică este destul de bine cotată în județ. Comuniștii gorjeni sunt supărați pe PSD-iști, având în vedere că au ales să facă alianță cu PNL și PC și nu cu PAS, care este un adevărat partid de stânga. Are vreun interes? Ei au făcut alianță cu PNL-ul în loc să vină să ceară sprijin socialiștilor. Că noi suntem cu adevărat partid de stânga. Dar, spre surprinderea noastră, o să vedeți că în cel mai scurt timp, o să vedeți dumneavoastră că Alianța Socialistă se va consolida, se va consolida puternic și alegerile locale, parlamentare, o să vedeți dumneavoastră că vom obține un procentaj bun. Liderul PAS Gorj, Ion Dudău, este de părere că PSD-iștii se tem că le vor lua votanții. Mai mult, Dudău a ținut să precizeze că anumiți membri ai PSD Gorj nu au ratat ocazia de a exclude de la evenimente importante organizate în județ. Primul vicepreședinte al Consiliului Județean a interzis, când am depus noi coroana din partea Partidului Comunist, a interzis, i-a spus lui domnul Cepoi ca să nu anunță. Păi asta e, și el a fost membru al partidului. Chiar anul trecut. Am depus coroana, dar nu au strigat-o ca pe celelalte partide, deși ajunsesem al treilea eram când ne-am dus cu coroana. Domnul Râbu, că dacă nu era Partidul Comunist Român să-l școlarizeze, păza caprele pe acolo, pe la Lupoaia sau în pădurile pe acolo. Președintele PAS Gorj a ținut să-i avertizeze pe PSD-iști că funcțiile sunt trecătoare, dar oamenii rămân.